Vă salut, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt ceva ce am făcut eu, și anume un tocător de fructe. Am tot căutat să cumpăr unul, dar nu prea se mai găsesc ce vroiam eu să cumpăr, iar ce mi-a dădeau ei ce mi-au arătat erau foarte slabe. Și vreau într-un fel sau altul să mi le bage pe gât, undeva la 7 milioane și ceva, un tocător, dar nu prea puteai sfeclă, de exemplu, dacă băgai în el, probabil nu rezista prea mult. Mă rog, și am luat hotărârea să-mi fac eu un tocător. Eu am vrut ceva pe tambur, ceva mai tare, mai bun. Și nu mai aduc chinezii, nu mai circulă vapoare și nu au marfă. Și se găsește ceva făcut de pe România, dar nu mi-au plăcut. Și așa am luat hotărârea să-mi fac. Și azi am finalizat tocătorul. Am avut un ax. L-am vopsit și vopseaua proaspătă. Am avut un ax și i-am și dat eu niște lamele, niște potcoviță de asta, la luandă de asta, și i-am făcut din profilul ăsta U, i-am făcut chenarul și l-am prins. Secretul la ele este, dacă observați, ca aceste cuțite să nu fie puse în linie. Trebuie, vedeți, sunt puse în, trebuie puse în, într-un fel sau altul, în spirală, să zic așa, într-un fel sau altul, pentru că altfel cred că s-ar bloca dacă le-ai pune în linie. Așa, ele sunt exact ca și la mașina de tocat, ați văzut cum merg cu ăla, ceva gen. Și am reușit, pentru că nici n-ai la cine să ceri și nu prea au oamenii așa ceva. Iar mie îmi trebuiește, pot să le folosești în diferite tocăturile astea, de ce varză, orice. Și am reușit, de l-am finalizat, încă să mai ia vopseaua să se usuce bine și să-i fac proba. I-am pus și opritoarea asta ca să nu arunce merele în sus. Ui, și eu zic, destul de rezistent, destul de rezistent. I-am prins și cornirul ăsta pentru suport, ca să fie cât mai rezistent, să nu am probleme. Și o să-l probăm să vedem cum funcționează. E făcut din ce am avut pe acasă, singurul cu care ne-am cumpărat scândura asta, așa, asta crăpată. Motorul am avut. Merge destul de bine. Ca și am probat așa un măr până când ea face cuva. Da. Ia, numai puțin. Se poate folosi și așa, să-l pui pe butoi sau pe o bădană,
Sau poți aici să-i vii cu ceva picioare, cu două, patru picioare și l-ai pus pe... Îl faci ca un fel cu masă. Dar eu am să-l folosesc, să-l pun pe... Am o bădană neagră și am să-l pun pe ea. Ce crezi tu că am ăsta, știi, la el? Poate destul de bine. Merele trebuie tocate foarte bine ca să intre în putrefacția, că nu fermentează. Cam asta este tocătura de fructe. Asta se dă jos de la ea. Se curăță, se scoate astea și se curăță. Un lucru util într-o gospodărie. Am atât am vrut să vă arăt. Sănătate și Doamne ajută pe videoclipul următor.